Astăzi e ziua mea, zi frumoasă ca mine. Ți-am adus ghiocei să te bucuri de ei, cred că am ceva în ochi. M-am proptit deja aici pentru că am o ședință foto. Că eu v-am zis în vlogurile trecute pentru ochii versatile și trebuie să mă machiez. Așa că mă voi pune aici, vă voi arăta pe repede înainte pentru a nu vă plictisi, dar primul lucru, vreau să încep cu o bază de machiaj, asta de la Embryolisse. O știți deja că o am de ceva timp și mi s-a recomandat de make-up artistă. Astăzi vă rog frumos înainte de toate să pușiți butonul ăla de like, subscribe și abonare la clopoțel să fiți notificați de fiecare dată când eu postez. Da. Și voi începe de data asta cu ochii, așa că să vedem ce facem simplu. Că dacă am și gene, n-am nevoie să mă complic prea tare. Bază nude. Pentru că, de ce nu? Să fixăm, zic. Că eu ăsta vreau să-l păstrez până diseară, când ies și eu cu oamenii mei. Pentru că în viața mea tot nude. Am mai luat un maroniu pe aici, trebuie să facem așa. O să iau niște negru, că vreau să-mi fac o dungă mică de tuș, dar din pensulă cu fard. Și revin cu cealaltă pensulă mică să o definesc, că trebuie să dau cu zoom, că nu mai vede mama e bine. Fondul de ten de la ISL să ne rămână o eternitate pe față, zic. Văzusem un TikTok unde zicea să nu-ți aplici fondul de ten așa. E de fix așa cum mi-l aplic eu. Bă, mai lăsați-mă, Doamne, iartă-mă că mi-l aplic cum vreau eu. Aoleu, stați, cancușul ăsta oribil aici. Te rog, pleacă de pe fața mea. Și burățelul. Deci, în concluzie, ce vă arăt eu aici, în materie de make-up, dacă intrăm pe TikTok, nu este ok. Norocul meu că n-am pretins vreodată, cum ca și vreo make-up artistă, și să vină cineva și să-mi dea în cap și să-mi spună, nu așa, arăta că trebuie să spui fondul de ten în palmă și să-l iei de acolo cu o pensulă, păi în cap aș gura... La un make-up profi, eu înțeleg. Dar eu acasă să stau să murdăresc palma ca să iau fund de ten și... Că tratamă, eu n-am timp. Anti-charcan. Hai să dau un pic și pe astea. Pudră, Huda, o luăm, o băgăm aici și facem skepsisul ăla pe mână. Hai măcar pe ăsta să îl cred de pe TikTok mai bine. Poate nu se mai strânge așa repede în liniile fine.
Începem cu nasul. Zic. Creion de buze de la Dior, 593, luna mea și anul meu. Și creionul de la NYX, ăsta de rezistă 100 de ani. Mă, ce rană am aici. Și spray fixator. Și gata, fug repede să-mi fac și părul. Am ajuns la ședința foto. Uitați-o și pe Cristinica. Daily vlog! Daily vlog! Doar că nu v-am mai arătat părul. Asta e tot ce s-a putut. Îmi pare rău. Mi-aș dori mai mult, dar... Nu, atât s-a putut. Și am primit aici și floricele. Am primit și de la Cristinel bomboane. Nia, 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 nia. Mai aștept cadouri pe ziua de azi, să știți, da? Ne vedem mai încolo. Și bineînțeles că era muzică și urma să-mi iau copywriter dacă lăsam sunetul original, dar am zis să vă arăt și vouă cum decurge o ședință foto pentru rochii versatile și, ce credeți, veți avea o nouă colecție de rochițe pentru evenimente, pentru domnișoare de onoare. Așa că asta este una dintre ele, pe care bineînțeles că o pot folosi în mai multe feluri. Și am zis să vă arăt și voi. Ia uite, dansam aici de fericire pentru voi. Am ajuns acasă. A început terențiala, bineînțeles. Am zis să-l scoperi ce afară și l-a făcut ciuciulete. Așa că a trebuit să-i fac baie. Ia, mami, vino aici. Te vadă oamenii. A, scuzați, are mingea pe acolo, pe undeva și nu iese. Rici? Chiparosule? Pufosule? Da, are o minge acolo. Din câte mingiuțe are, numai pe aia o vrea. Cam așa arată. Doar că am uitat să filmez, ca de obicei. Da? Mulțumesc! Haideți! Ți-am trăiască! Ți-am trăiască! Să trăiască la mulți ani! Yeah! Suflă! Îmi pun o dorință! Gata! Bravo! Iar acesta este tortul. O să-i dau o notă după ce îl voi gusta, prima pentru că momentan notă, mai am... Ia, prima notă de la Roxy este... Este foarte bun, este... Înghite din gură. Este după Red Velvet, pentru mine, sincer. Da? Da, e bun rău. Cristina ne-a zis că e foarte bun. Nu țin nicio mână, dar ideea care e? Te vezi doar aici. Aici e blat. Și asta este cremă de brânză, oribilă. Și aici este blat bun. Bun, stați-mă că vă dau eu părerea mea, sincer, stați un pic. E foarte bun.
Sunt de ce mănânci din... De ce nu mănânci de-a tău? Face mai curat! E foarte gustos! 26 și vine pe 4. 20 și ceva. Nu erau. Și vine nu e grețos. Asta vreau să zic că e ok. Păi ce îți place? Ce faceți? Content pentru YouTube. Da, gata, e bun. Eu o să-i dau nota 7. Nu sunt cu dubii. Ok, s-a terminat petrecerea. Înainte de toate, voiam să vă spun că am aterizat și la municipal. Tatăl vitregal iubitului meu s-a simțit rău, i s-a făcut rău și a ajuns de urgență aici. Am intrat prima, pentru că deja știu mersul. De câte ori am venit după bunica mea și vreau să vă spun că sentiment mai urât eu nu am cu acest spital. Nu pot. El este de fapt la de-astea minore, nu este la majore și bineînțeles că am stat puțin în față și la majore și am văzut patul în care a stat bunica mea și bineînțeles că nu m-a terminat psihic, am ieșit afară după aia și am plâns, nu pot să mai văd spitalul, nu pot. Deci oricine ați spune orice, îmi face rău și mă gândesc cât m-am chinuit eu să o iau pe ea de aici. Gen, nu credeam că o să am sentimentele astea văzând un spital. Un amărât de spital, dar le-am. Așa că am plecat de acolo, am lăsat-o pe mama lui în interior, a reușit și ea să intre la un moment dat, dar nu vreau să mai intru. Nu vreau. Punct. Nu pot. Sufletește, gen, credeți-mă, nu pot. Nu. Cine a trecut printr-o chestie de genul înțelege că sufletește anumite locuri, nu vreau să le văd, nu vreau. Gata. Vă las, o să ne vedem mâine, în ziua în care vă voi arăta cadourile, dar n-aveam cum să nu împărtășesc treaba asta cu voi, nu mine, să cred că abia acum a oprit și salvarea care a făcut un zgomot teribil cu motorul pornit. Da, mă duc în interior, mă rog, mă duc aici afară. Mai mult pe TikTok, mai fumez o țigară, gen. Și ne vedem mâine. Numărul 1, buchet de flori. Acesta este de la cei de la Rochi Versatile. Am zis să-l arăt mai bine așa aici. Așa. Acesta, care este de la ubitul meu. Abia aștept să-mi fac și o poză cu el. Doamne, miros atât de bine trandafirii. L-am pus aici. Iar acesta este de la Țuțu și Roxănica. Și hai să ne așezăm frumos la locul nostru să vă arăt ce am primit cadou. Ne vedem la 31 de anișori. Vreau să vă spun că m-am trezit cu o stare așa proastă și vremea era nașpa. Acum văd că a mai revenit soarele. Bă, dar m-am trezit cu niște amețeli, cu niște stări de vomă, niște chef de neviață. Da, dar am văzut la știri că este ceva în aer care te face să te simți aprost. Că altă explicație pe șleau, cred că asta ar fi. Și hai să începem cu cadourile, că sunt conștientă că asta vă doriți să vedeți. Și voi începe prima dată cu cadoul de la iubitul meu. New phone! Avem telefon de la iPhone.
15 Pro Max, pentru că știți de-a lungul timpului că mă mai întrebați ce telefon am eu și cu ce filmez. Acum am 13 Pro Max, iar acum a venit 15-le. În viața mea, stați că mi-a căzut prostia asta, că eu nu înțeleg de ce o dau ăștia la iPhone, să-mi lipesc capțipil pe telefon, never ever. Se prezintă cam așa, eu mi l-aș fi dorit, sinceră, să fiu alb sau auriu, pentru că și pe ăsta pe care l-am acum este auriu. Doar că pe stoc se găsesc foarte greu astea și m-am procopsit cu un argintiu, gen. Dar ținând cont că îmi pun de-astea, cum îi zice, carcase de fiecare dată, telefonul meu nu are nici măcar o zgârietură, o să îl vând pe acesta pe care l-am, deci este într-o super perfectă stare și este de 512. Ei bine, ăsta este de 1 tera. Momentan nu i-am desfăcut folia asta pentru că neavând carcasă, neavând folie, neavând nimic și trebuie să-i fac și update-urile, prefer, sinceră să fiu, să îl țin aici pentru că pot să mă folosesc încă de ăsta, n-am nicio treabă cu el. Și a zis Rosănicea că o să mă ajute ea să-i facem update-urile și, mă rog, să-ți fac schimbul, să nu mai pierd eu, că eu tot de la Casa Iubirii, când am schimbat iarăși telefonul cu ăsta, am pierdut tot. Eu nu mai am o poză de la Casa Iubirii. Și hai să începem prima dată cu cadoul, pentru că iubitul meu a fost foarte curios să le vadă, așa că nu mai este ambalat cum trebuia, dar vă arăt cum, da. Acesta este de la Anița. Va trebui să mă descotorosesc de pungi punguțe. Și hai să începem prima dată cu această bluziță. Stați un pic. Așa se prezintă. Ana mi-a zis că ăsta se ia fără nimic, gen, că se poartă fără sutiene, bustiere și așa, pentru că se vede foarte frumos. Uitați-l aici. Tadam! Și are și pantalonaș. Ana știe că eu sunt foarte problematică cu culoarea albă, dar s-a dus în culoarea asta. Bine, nu e un alb-alb, este un alb bej foarte deschis. Nu știu dacă vă dați și voi seama. Evazat-o puțin așa, foarte mișto. Acum, dacă este caniculă, nu o să-l porc, o să mor de cald. Gen, dar la cum se prezintă vremea și ieri a fost torențială. Gen, pentru că în fiecare an, aproape în fiecare an de ziua mea a fost o torențială, o ploaie. Așa ne facem noi calculele, cât de frumos este în mai, pe 29 mai, în funcție de ziua mea. Anul trecut a plouat, acum 2 ani a plouat, acum 3 ani a plouat. Gen. Mai avem aici un pulovăraș. Uitați-l, stați aici. Acesta. E tot așa lunguț și stați că pantalonii sunt în pungă, că vine și el, este și el un set. Stați puțin. Ei par foarte mici așa, gen, par o maletă, dar sunt elastici, nu vă imaginați că sunt mici. Foarte mișto materialul, îmi plac culorile. Acesta este de la Anița. Așa. Și o pereche de pantalonaș pentru vară, pentru că, de ce nu? Pentru că vine vara. Deci știți cum e materialul ăsta? De ăsta super moale. Deci nu știu cum să vi-l arăt, să vă dați seama cât de moale e. Cred că decât așa, în funcție de cum se mișcă. Tot așa, cu talie înaltă, bombiță. Ia uite. Hâț! Stați! Ua, chichici, chichirichi, chichici. Stați să vă ridic la voi. Să rămână mult, Aniță, pentru cadouaș. Hai să mergem mai departe cu cadoul. Oba. Stați un pic. Trebuie să le trag așa mai înspre mine. Hai cu primul cadou care era în punga asta, unde am pus cadoul de la Ana. Avem de la Ionela un, ia uite. A, uite cum stă alarma aici, vedeți? Un luciu de la Kiko, eu îl mai am pe ăsta chiar, i-am spus și Ionelei, îl mai am în altă nuanță. Uitați! Aolea, doamne!
Doamne, cum se vede și ăsta și ăsta. Ia stați un pic, ca să pară buzele mai ok. A? A? Altceva! Altceva fără coșuri. Ce frumos mioase. Și tot de la Ionela avem oba. Stați un pic, am dat asta jos, ca să o vedeți așa. Un set, ups, de la Rituals. Deci, Ionela nu știa, dar de la Rituals ăsta este modelul meu preferat la culoare, că nu știu cum să vă zic exact ce conține. Eu mi-am cumpărat din Duty Free, dacă mă mai aduceți aminte, scrub-ul de la ei. Acesta nu are scrub, scrub-ul este la baie. Dar miroase genial. Să vă duceți odată să îl încercați. Și spuma asta de duș e, hai de mine, am descoperit-o acum vreo 7 ani, dacă nu mă înșel. Geniale, geniale produsele astea. Așa, la Roxanica îl mai las, că am de desfăcut, am de desigilat. O sticlă de Pepsi, n-are legătură cu cadouri. Acesta este de la Mona. Un maieuț. Stați un pic. Unde? E plin așa de petricele. Ce credeți? Merge cu pantalonii scurți de la Anița. Deci mi-am făcut ținuta de vară. Și avem aici și produse de păr de la Kérastase, L'Oréal. Aceasta este o mască de păr. Mai mi-a dat mie Mona. Ăsta foarte mișto, l-am mai avut de la Kérastase, tot de la ea l-am mai avut. Ăsta este protecție termică, mi-a dat ea una super mișto, cu capacul portocaliu, alb și cu capacul portocaliu, și mi-a zis că și asta e foarte mișto, doar că pe asta nu am încercat-o, să vedem cum o fi și cum miroase. Mi-e place să miroase frumos. Și avem și un șampon uscat. Mona a zis la fel că este genial, e cel mai bun șampon uscat pe care ea l-a încercat. Știți că eu l-am folosit pe cel de la Batiste cel mai mult și pe cel de la DM. Așa, să vă pun și pe voi. Ce faci, mami? Ce faci, mă, mami, mă? Bună! Bună! Da, i-am făcut și lui băiță, e băiețel fluffy și pufos, te iubesc, te... mami, mult, te iubesc mult, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Uf, uitați-vă ce făță oare, fățu ca lui mama frumoasă. Hai, du-te, latră și tu, la câini. Iar de la Roxanica avem un pachet de biscuiți, avem un buti-buti, avem o mască, de asta, cum se numește, cu melc. Este o femeie pe TikTok care își pune melcii la propriu pe față. E bine, noi ne punem măști momentan, nu ne punem direct melcii. E puțin scârboșeal treaba asta. Și de asta v-am zis că e de desfăcut la Roxy, pentru că l-am desfăcut cu al meu foarte cu precizie, încă să le bag înapoi. Am zis, măcar pentru vlog să păstrez și eu ceva. Și dați arunc cutia. Ăsta, deci sigur l-ați văzut pe undeva, este scrub de corp, dar nu că miroase bombă, miroase genial. Haide să pare și așa cum se vede, te rog să nu cazi. Haide, focus este perfect. Wow, deci chiar miroase a pepene. Roxanica știe că le-am venerat o perioadă de timp, doar că nu mi le-am cumpărat, le-am găsit și în Bulgaria. Mamă, chiar e zahăr, zahăr, că îl țin pe mână. Doamne, ce frumos miroase. Așa, foarte, foarte mișto. Și mai mi-a luat unul cu pineapple apple paint, la fel. Și ăsta miroase a ananas. Eu nu sunt neapărat cu ananasul, bă, dar ăsta chiar miroase a ananas, foarte dulce, foarte drăguț. Tot un scrap de corp este și acesta, au mai multe modele. Dar eu pe astea le-am tot mirosit așa când mă duceam cu ea prin farmacia Dr. Max, prin tei, prin astea, pe acolo le găsiți. A, și cred că sunt și la Douglas, cred. Și ultimul lucru, ca să fie tacâmul complet, avem și această cremă, tot cu cocos și cu ananasie,
Pina colada, e coco colada, care este, dacă nu mă înșel, un unt de corp. Și stai că vă arăt imediat. Vedeți astea două degete? Păi le-a făcut al meu, că voia și el să testeze crema. Eu am zis, nu-ți băga degetele în crema mea. Și el asta a făcut primul lucru, gen. Gata. Vă super mulțumesc tuturor pentru cadouri. Vă super mulțumesc tuturor pentru urările pe care mi le-ați lăsat. Mesaje tot. Cam acesta a fost vlogul pe ziua de astăzi. A fost o zi interesantă, am îmbătrânit, sunteți alături de mine și pentru asta vă mulțumesc din suflet, vă super pupicesc și aveți grijă de voi. Mua, vai!